Reacția de descompunere a apei oxigenate. Substanțe chimice și ustensile necesare. Apă oxigenată, dioxid de mangan, 2 eprubete, stativ pentru eprubete, spatulă, cutie cu chibrituri, așchie de lemn, cilindru gradat. Se așează 2 eprubete într-un stativ. În fiecare eprubetă se pun câte 4 ml de apă oxigenată. Se așteaptă câteva minute. Se observă apariția unor bule mici de gaz pe pereții eprubetelor. Într-una dintre eprubete se adaugă un vârf de spatulă de dioxid de mangan. Se apropie de gura acesteia o așchie de lemn cu câteva puncte incandescente care ard fără flacără. Așchia de lemn se aprinde și arde cu flacără luminoasă. Reacția din eprubeta cu apă oxigenată este foarte lentă spre deosebire de cea din eprubeta în care s-a adăugat dioxidul de mangan, care este rapidă. Concluzie. Apa oxigenată se descompune în apă și oxigen, gaz care întreține arderea. În prezența dioxidului de mangan, reacția se desfășoară mult mai repede. Dioxidul de mangan are rol catalizator. Ecuația reacției chimice care are loc este: apă oxigenată rezultă apă și oxigen.